Eu sunt Sergiu Timar, iar co-comentatorul acestui meci este Geo Ciungălan. Salut, Sergiu! Salutări și telespectatorilor! Cred că vom avea parte de o partidă încinsă. Dacă vor să marcheze, fiecare jucător trebuie să contribuie mai mult. Pasează de parcă joacă primul meci împreună. A fost prima minge trimisă pe poartă. A fost un contraatac reușit, în ciuda ultimei execuții. Totuși, faza a curs destul de bine. Acum, Stelian Stancu. E o mișcare promițătoare. Respinge în forță. Centrează bine. Au șansa unui contraatac fulger. Rapidiștii caută opțiuni cu această lovitură liberă. A pasat cam neglijent. A ratat de posedarea. Suntem în minutul 15. Milisavljević. Primește Gabriel Iancu. Vlad Bujor. Și pleacă pe contraatac. E gata să tragă. Lasina Traore. A trimis-o la bătaie. A fost prea ambițios la această fază. S-a jucat aproape o jumătate de oră. Trimite mingea în față. Loran Szilagyi. Dragoș Uiban. A îndepărtat pericolul. Modu Sugu. Încă este egalitate. Mai sunt 5 minute din această repriză. Ce ocazie bună și-a creat! Alexandru Wagner. Intervenție imprudentă. Foul. Bojan Krkić. Pasează în flancul terenului. Îndepărtează mingea. Arbitrul a fluierat încheierea primei reprize. Este pauză. Nu prea au avut probleme în apărare, iar jocul echipei a strălucit până acum. Au jucat extrem de organizați, iar efortul depus de fiecare jucător în parte e de apreciat. Nici o echipă nu a primit gol. Este 0-0. E o ocazie bună. E pericol. Oh, ce gol a dat. Iată că meciul a prins viață în această repriză secundă. Pasa a făcut totul la această fază. Partida se reia de la 1-0. Se pare că pauza a venit ca o binecuvântare pentru această echipă. Ce start formidabil de repriză! Au început cum nu se putea mai bine! Îi vine bine mingea! A tras bine! Gol! Ce calm l-a executat! Conduc confortabil acum! Au două goluri avantaj! Este 2-0 acum!
La 2-0, meciul e la mâna lor. Cred că vor controla lejer restul partidei. A ieșit, va fi repunere din 6 metri. Alexandru Wagner. Alexandru Wagner. Denis Zmeu. Bojan Krkić. Primește Gabriel Iancu. Nu, așa n-are nicio șansă. Au o șansă bună pe acest contraatac. Ne apropiem de ultimele 15 minute ale partidei. Ocazie mare! Wow! Gol! Au un avans de 3 goluri. Pot sta liniștiți acum. E incredibil cum a reușit să strecoare mingea în poartă. Nu sunt sigur că a văzut acest culoar sau a tras la nimereală, dar nu avea voie să șuteze. Fundașii au greșit. Partida are început de la scorul de 3-0. Acum, să vedem! A luat-o pe cont propriu, duce bine mingea. Nu a respins foarte departe. Se pare că au dificultăți în a găsi acea pasă cheie decisivă cu care să facă șahmat apărarea. Se duce în centru! Modu Sugu. Lasina Traore. Pasează la întâlnire. Milisavljević. Șut bun! E gol! A marcat! Ce inspirat a fost! Sunt mult prea puternici pentru această echipă. Greșeala portarului a fost fatală. Unii spun că portarii au o oarecare doză de nebunie, iar după această fază tind să le dau dreptate. Arbitrul a fluierat finalul partidei. Și au surclasat adversarii la toate capitolele. I-au dominat de la început până la final. Mersi, Geo, transmisia noastră s-a încheiat. Rămâneți pe Digi Sport, Ionuț Trandafir îl are ca invitat